Pe lângă pericolul transformării românilor într-un popor de analfabeți din cauza consumului de droguri, România mai este lovită de un fenomen ce va produce în viitor grave dezechilibre economico-sociale. Potrivit Institutului Național de Statistică, în România există 230 de localități mai îmbătrânite decât Japonia, considerată țara cu cea mai îmbătrânită populație din lume. Numai în județul Hunedoara, în comunele Cerbăl, Bătrâna și Bunila, ponderea persoanelor de peste 65 de ani este între 41 și peste 42%. Potrivit unui comunicat transmis pe 25 octombrie de Institutul Național de Statistică, numărul românilor de peste 65 de ani îl depășește pe cel al copiilor cu vârstele cuprinse între 0 și 14 ani cu aproape 1 milion de persoane. Suntem pe locul 12 în lume în topul țărilor vârstnice și, în câțiva ani, vom ajunge pe locul 8. Numărul românilor peste 85 de ani a crescut de 5 ori în ultimii 10 ani, ajungând la 10% din totalul populației. Premisele pesimiste ale unui dezechilibru demografic grav al țării în viitor sunt deja vizibile, anticipând posibile consecințe negative economice și sociale în general pe piața forței de muncă, în aplicarea și funcționarea corespunzătoare a sistemului de pensii, a serviciilor de sănătate și a celor de protecție socială, în asigurarea echilibrului în cadrul balanței de venituri și cheltuieli bugetare ale statului, precum și ale fiecarei gospodării a populației, se arată în cercetarea Institutului Național de Statistică din România.